Astăzi este duminică la mine, iar a fost sâmbătă, zi de curățenie și peste ce credeți că am dat? Exact, peste cutia de empties care este din nou plină, cutie pe care cred că deja o cunoașteți foarte bine, asta pentru că vă arăt lunar sau mă rog aproape lunar în funcție de cât de repede pot să termin produsele pe care le mai folosesc în ultima perioadă. Astăzi este timpul pentru un nou clip, pentru că s-au strâns din nou foarte multe produse de make-up, de skincare pentru îngrijirea părului și nu numai, așa că o să vorbim mult mai mult despre ele în minutele următoare. Astăzi mi-am propus să încep ce să vedeți chiar cu produsele de make-up, pentru că sunt puține, însă vreau să le aduc un pic în evidență. Probabil dacă mă urmăriți de mai mult timp, știți cu siguranță că eu rar, foarte rar termin produse de make-up. Asta pentru că rutina mea de make-up nu este deloc una constantă. Încerc să testez cât mai multe produse, să mă joc cu ele cât mai mult, astfel încât să vin cu păreri detaliate aici în fața voastră. Iar atunci când termin un produs de make-up, este clar un preferat, pentru că îl folosesc în continuu. Așa cum este cazul și acestui fond de ten de la Bourjois din gama Healthy Mix, despre care v-am mai vorbit, l-am aplicat de multe ori aici pe canal împreună cu voi. Este un fond de ten preferat din multe puncte de vedere, consistența lui este cremoasă, fină, se potrivește foarte, foarte bine tenului uscat cât și normal, iar pentru mine este ideal, mai ales în sezonul acesta mai rece al anului. L-am terminat și de data aceasta foarte repede, cred că sunt la al doilea recipient pe care reușesc să-l termin, asta pentru că eu am mai testat acest fond de ten, nu este deloc în noutate pentru mine. L-am mai testat în urmă cu vreo 2 ani de zile, am decis să le recumpăr acum jumătate de an pentru a vedea dacă mi se potrivește la fel de mult precum credeam și într-adevăr. A rămas și se menține unul dintre preferatele mele. Îmi place atât de mult acest fond de ten pentru că nu evidențiază zonele uscate ale tenului, se vede extrem de natural, acoperirea este una foarte bună, medie spre mare aș putea să spun în funcție de cantitatea de produs pe care tu vrei să o folosești. L-am purtat foarte mult, zile întregi chiar, au fost și perioade în care reușeam să-l dau jos de pe ten la finalul zilei, după 12 ore în care îl purtasem, iar atunci încă era pe ten, încă arăta foarte bine. Aspectul este unul fresh, luminos, cremos, se vede pur și simplu ca a doua piele, iar lucrurile acesta îmi place cel mai mult, pentru că pe tenul meu uscat este fix ceea ce trebuie. Nu cred că este un fond de ten ideal pentru un ten gras sau poate mix, asta pentru că nu cred că ar rezista, nu cred că ar face față sebumului, însă pentru tenul uscat și chiar foarte uscat, consistența cremoasă și hidratantă se potrivește de minune. Costă undeva la 40 de lei, are oricum un preț accesibil pentru rezistență și pentru aspectul lui per total. Îmi place foarte mult acest fond de ten, iar eu cred că o să le recumpăr. Asta pentru că îmi doresc să termin și a treia sticluță sau poate a patra. Îmi place atât de mult acest produs, încât cu siguranță cred că o să rămână constant în colecția mea de make-up. Îmi doresc foarte mult să încerc și celelalte produse, de ce nu din gama Healthy Mix, pentru că acest fond de ten îmi place atât de mult, încât cred că și celelalte mi s-ar putea potrivi într-o o mare sau o mică măsură. O să le cumpăr, o să le testez și cu mai multe păreri o să revin în viitorul apropiat. Următorul produs de make-up, cât și ultimul din acest clip, pentru că mai apoi o să trecem la produsele de skincare, de îngrijirea părului și așa mai departe, este acest ruj lichid mat de la Miss Sporty. Este iarăși un favorit, nu știu cum s-au întâmplat să se termine simultan, însă acest ruj este cu mine încă de când am început să mă machiez pentru prima dată. Dacă nu mă înșel, a fost primul meu ruj mat lichid, asta pentru că în perioada aceea nu toată lumea folosea o astfel de formulă, nu era atât de populară. Îmi place atât de mult acest ruj, încât l-am cumpărat de vreo 2-3 ori, o să-l cumpăr în continuare pentru că nuanța este absolut superbă. Am purtat-o de foarte multe ori, mă întrebați de fiecare dată de atunci când o port pe buze. Este vorba despre acest ruj ce costă aproximativ 12 lei, 15 lei, depinde de unde îl cumpărați. Formula lui este foarte bună, ideală pentru zi cu zi, pentru un ruj lichid mat de doar 12 ori, nu te-ai aștepta la o asemenea rezistență. Nu rezistă chiar 12 ore, nu știu dacă ajunge la nivelul celor de la Maybelline din gama Superstay pe care știți că le folosesc și le tot recomand, însă este pe acolo. Este un ruj ieftin și rezistent. Un ruj care arată foarte, foarte bine, într-o nuanță superbă, tot de la Miss Sporty găsiți în varianta aceasta și niște rujuri cu aspect satinat. Eu totuși îl prefer pe acest mat pentru că arată și rezistă mult, mult mai bine. Nuanța pe care o am eu aici de care tot mă întrebați este 200, o nuanță de roz prăfuit, absolut superbă din multe puncte de vedere. Îmi place atât de mult pentru că se potrivește atât unui machiaj de zi simplu, cât și unui machiaj de seară. Îl poți combina în multe
lucruri și cred că arată foarte, foarte bine și după mai multe ori. Eu l-am purtat și o să-l recumpăr pentru că îl găsiți mai peste tot. Cred că la standurile cu Miss Sporty este acolo. Cred că îl găsiți și în DM oricum. Și asta a fost și cu produsele de make-up. O să trecem în cele din urmă la cele pentru îngrijire. V-am spus încă de la început, sunt doar două. Asta pentru că nu în fiecare lună termin produse de make-up. S-a întâmplat ca de data aceasta se termin două favorite pe care le voi recumpăra. Însă poate luna viitoare o să avem mai multe, poate că niciunul, vom vedea ce o să fie. Trecem la produsele pe care le-am folosit frecvent în rutina mea de skincare și cred că la acest capitol stăm cel mai bine. Cred că din toate categoriile de produse pe care le am astăzi lângă mine, categoria skincare le bate pe toate. Asta pentru că am multe, multe produse despre care vreau să vă vorbesc, unele noi, unele pe care le cunoașteți, însă vom vedea în minutele următoare. Uite un produs pe care totuși îl mai cunoașteți de pe aici, de pe YouTube, asta pentru că vi l-am mai arătat, cred că și în ultimul clip de Empties. Este un produs care cumva rămâne constant de la lună la lună în rutina mea de skincare, în rutina mea de demachiere mai exact. Asta pentru că vorbim despre o apă micelară de la Garnier cu vitamina C. Cred că cumva am descoperit varianta de apă micelară de la Garnier la care să rămân până la urmă. Asta pentru că de-a lungul timpului cred că le-am încercat pe toate. Nici nu știu câte sticluțe de apă micelară pentru ten sensibil, acelea cu capac roz, am terminat și cred că le-ați văzut de fiecare dată asta pentru că le-am integrat în fiecare clip de Empties, însă cumva varianta cu vitamina C mi se potrivește cel mai bine, asta pentru că oferă luminozitate, iar pe lângă acest lucru curăță și foarte, foarte bine make-up-ul. Nu rămâne nicio stropete, se topește pur și simplu în momentul în care vin cu discheta. Nu trebuie să frec foarte mult astfel încât să sensibilizeze zona ochilor, este o apă micelară potrivită pentru întreg tenul, așa că o puteți folosi cu siguranță și în zona ochilor și în zona buzelor și așa mai departe. Este o apă micelară ce topește pur și simplu tot machiajul, îndepărtează chiar și rușurile mate care nu se dau jos fără ulei, de exemplu. Îmi place atât de mult acest produs încât vi-l recomand din toată inima. Este o apă micelară care chiar funcționează. Costă undeva la 27-28 de lei, poate mai puțin sau mai mult, depinde acum și de unde o cumpărați, dacă decideți să o cumpărați din DM, Auchan, Carrefour sau online. Eu o cumpăr de obicei din DM, însă lucrurile acestea variază, pentru că din momentul în care ea se termină, depinde de ce supermarket sau de ce magazin sunt mai aproape. Îmi place atât de mult apa aceasta micelară, încât nu o să vă mai vorbesc atât de mult despre ea, pentru că sunt convinsă că o să vedeți și în alte clipuri de Empty și o să vă săturați deja de ea. Mai am aici un produs pentru curățarea tenului și anume acest gel de curățare de la CeraVe pe care l-am descoperit recent, asta pentru că este nou apărut în gama produselor CeraVe. L-am cumpărat pe la începutul lunii ianuarie sau poate sfârșit de decembrie, oricum, pe la sfârșitul anului trecut, a intrat cumva treptat în rutina mea de îngrijire a tenului și de-abia acum l-am terminat. Este varianta de 236 de ml. Știți deja că eu de-a lungul timpului am testat multe, multe geluri de curățare de la CeraVe, ba chiar mai am unul aici lângă mine pe care urmează să vi-l arăt imediat, însă până atunci vorbim despre varianta aceasta dedicată tenului gras cu imperfecțiuni, dedicată tenului acneic în special. Are o formulă ușoară ce se transformă rapid într-o spumă densă și catifelată ce curăță foarte, foarte bine tenul. Îl am proaspăt în memorie, asta pentru că l-am terminat acum câteva zile și atunci posibil să fie cel mai bun gel de curățare de la CeraVe pe care eu l-am testat pentru tenul acneic sau gras de menționat. Îmi place foarte mult formula, îmi place felul în care curăță tenul, asta pentru că de fiecare dată după ce l-am folosit, tenul meu s-a simțit proaspăt, fresh, a îndepărtat orice urmă de fond de ten sau de machiaj pe care o mai aveam pe ten după ce m-am demachiat, așa că lucrul acesta este foarte, foarte bun. Textura cred că se potrivește unui ten mixt sau poate gras, unui ten acneic care are nevoie de curățare în profunzime. Nu știu dacă în următoarea perioadă de timp o să mă mai pot deslipi de el, însă în momentul acesta am rămas fără gel de curățare, așa că dacă nu descoper unul nou pe care să-l testez, s-ar putea să-l achiziționez tot pe acesta, pentru că mi-a plăcut și pentru că într-un fel vreau să văd și cum se descurcă pe un timp mai îndelungat, pentru că într-adevăr au trecut două luni, dar vreau să văd și efectele lui după 3-4 luni, de exemplu, și cu mai multe detalii în privința aceasta o să revin eu pe parcursul timpului. Îmi place în special pentru că elimină toate impuritățile fără să usuce tenul. Nu știu dacă este ideal pentru un ten uscat sau normal, mai ales în perioada aceasta anului, când vremea de afară este destul de rece, însă dacă îți dorești curățare în profunzime, este pentru tine și ai putea să-l încerci. Este destul de accesibil, costă undeva la 40 de lei și
îl găsești în BBT, eu o să pun eu mai multe link-uri în descriere ca să vă fie un pic mai ușor să aflați mai multe detalii. Tot de la CeraVe din aceeași gamă se pare că am mai terminat tratamentul pentru acne, pe care și în momentul acesta îl am în baie, integrat în rutina mea de skincare. Acesta din mâna mea este gol, însă odată ce s-a terminat, m-am dus în BBT și mi l-am cumpărat încă o dată asta, pentru că iarăși vreau să-l testez pe o perioadă mai lungă de timp. De când folosesc produsele acestea din gama nouă de la CeraVe, tenul meu nu pot să spun că mai are atât de multe probleme. N-am mai observat atât de multe coșuri în zona aceasta în care îmi tot apăreau și probabil știți deja vechea problemă, însă poate că acest lucru este determinat și de produsele pe care le-am mai integrat de-a lungul timpului în rutina mea și o să vedeți despre ce vorbesc, pentru că mai am aici câteva seruri pe care o să vi le arăt în continuare, pentru că și ele s-au terminat. Textura, dar și consistența este una mai degrabă de gel și atunci nu trebuie foarte mult produs pentru a acoperi întreaga suprafață a tenului, lucru extrem de practic, pentru că nu trebuie să achiziționezi de foarte multe ori acest produs pentru a-l păstra în rutina de skincare, asta dacă îl folosești odată pe zi, seara, exact ca mine. Îmi place foarte mult, îl aplic seara, așa cum v-am spus și anterior, îl aplic după ce îmi curăț tenul foarte bine folosind gelul de curățare pe care vi l-am arătat acum câteva minute, iar rezultatele lui chiar se văd după câteva folosiri. Trebuie să aveți răbdare, bineînțeles. După ce îl folosesc, aplic o cremă hidratantă pentru că simt că nu este de ajuns. El intră foarte bine și pătrunde pielea în câteva secunde, nu trebuie să-l lași foarte mult, nu trebuie să insiști foarte mult cu el, asta pentru că este un produs ce intră foarte bine în piele după vreo 30 de secunde, poate sub un minut. Nu trebuie să-ți bați capul, nu trebuie să acorzi foarte mult acestui pas. Compoziția produsului cuprinde atât cele 3 ceramide esențiale pe care le întâlnim la fiecare produs CeraVe, cât și acid glicolic sau lactic, deci trebuie neapărat a doua zi dimineața să integrezi în rutina ta de skincare și un produs cu SPF, iar în minutele următoare o să vorbim despre un SPF pe care l-am descoperit recent și care cred că se potrivește tuturor tipurilor de ten. Revenind la acest tratament, este genial din toate punctele de vedere, vi-l recomand, costă undeva la 60-70 de lei, îl găsiți în BBT, în farmaciate, iar mai multe link-uri aveți din nou în descriere în cazul în care vreți să aflați mai multe detalii. Până la crema cu SPF despre care v-am tot menționat anterior, vreau să vă povestesc despre niște seruri care chiar au făcut o diferență în rutina mea de skincare. Sunt niște seruri foarte bune, atât de la Synergy Tenum, cât și de la Geek & Gorgeous, două branduri pe care le-am descoperit în 2023 și două branduri care cred că o să rămână cu mine, pentru că tot descoper produse care îmi plac. Lângă mine așadar se află 4 seruri, preferatul meu cu siguranță fiind acesta de la Geek & Gorgeous cu vitamina C. Posibil să-l fi văzut și în clipul de luna trecută, în clipul de Empties din luna ianuarie, filmat atunci, asta pentru că l-am terminat și l-am tot cumpărat, l-am și în momentul acesta în baie. Este un ser cu vitamina C diferit de toate pe care le-am testat, un ser accesibil, costă undeva la 50 de lei și îl găsiți în BBT în frigider, pentru că acolo stă el, acolo funcționează cel mai bine. Îmi place atât de mult acest ser pentru că are o concentrație mare de vitamina C care se absorbe imediat în piele, îl folosesc în fiecare dimineață alături de SPF. Dacă nu vreți să folosiți un SPF, mai bine nu mai folosiți aceste produse pe care o să vi le arăt eu în continuare, pentru că un SPF chiar face diferența, iar dacă nu îl folosiți, ar putea să faceți mai mult rău decât bine. Așadar, SPF-ul este mereu aproape, nu numai vara, nu numai când este cald, ci și iarna. O să vedeți că am o variantă foarte accesibilă pentru voi, ce cumva s-ar încadra. Nu știu cum se face, dar termin foarte repede acest ser cu vitamina C. Într-adevăr, îl folosește și prietenul meu, însă cantitatea pe care o aplicăm nu este una foarte mare. Cred că îl cumpăr de vreo 2 ori pe lună, îl folosesc în fiecare dimineață, așa cum v-am spus. Mai am și zile în care fac o pauză de la toate produsele de skincare și atunci aplic doar o cremă hidratantă și stau în casă, însă de multe ori aplic acest ser cu vitamina C pentru că lasă tenul atât de curat, atât de plăcut, atât de proaspăt, aș putea să spun, și luminos, încât este cu siguranță musai să-l folosesc în fiecare zi pentru un astfel de rezultat. Îmi place pentru că iarăși consistența se absorbe atât de repede, nu trebuie să insiști foarte mult cu el, iar dimineața pașii mei de îngrijire sunt formați din 3 produse, gelul de curățare de la CeraVe pentru hidratare, pe care o să vi-l arăt imediat, crema cu SPF și, bineînțeles, serul cu vitamina.
vitamina C. Este o rutină foarte simplă care funcționează de minune și pe care chiar vă recomand în cazul în care vi se potrivește. Pe la sfârșitul lunii ianuarie, în momentul în care am terminat acest ser de la Geek & Gorgeous, am fost în BBT pentru a-l recumpăra, însă nu l-am găsit în ziua respectivă, așa că a trebuit să-mi îndrept atenția spre un alt ser, tot cu vitamina C, însă de la Synergy Therm. Această variantă este foarte, foarte populară, am văzut-o peste tot pe Instagram și TikTok, așa că am zis că ar trebui să o încerc, mai ales că eu iubesc vitamina C, așa cum probabil ați observat. Mi-a plăcut și acest ser, însă nu pot să spun că s-a ridicat la nivelul celor de la Geek & Gorgeous, deși acesta este un pic mai scump, este 70 de lei, formula este asemănătoare, într-adevăr intră foarte repede și ea în piele, însă este mai albicioasă și un pic mai densă. Mi-a plăcut și această variantă, nu spun că este una rea, nu vreau să mă înțelegeți în niciun fel greșit, însă eu îl prefer de cele mai multe ori pe cel de la Geek & Gorgeous, chiar văd rezultate atunci când îl folosesc. Într-adevăr, compoziția acestui produs de la Synergy Therm conține o concentrație mai mică de vitamina C și atunci este mai bine concentrat sau mai potrivit pentru tenul sensibil. Dacă aveți tenul sensibil, s-ar putea să vă placă, dar încercați cu amândouă ca să vedeți ce și cum. Încă un produs de la Geek & Gorgeous pe care l-am tot cumpărat este serul acesta cu acid salicilic. Îmi place să-l folosesc împreună cu tratamentul de la CeraVe pe care vi l-am arătat anterior. Asta pentru că după ce îmi curăț foarte, foarte bine tenul, simt nevoia unui astfel de ser cu acid salicilic care pur și simplu se deschidă porii. Îl aplic de cele mai multe ori înaintea tratamentului de la CeraVe, însă am și zile în care le folosesc separat. Depinde pur și simplu de starea mea și de ce produse vreau să folosesc. Îmi place mult acest produs, iarăși are o formulă foarte, foarte ușoară, foarte lejeră și se absorbe foarte bine fără să înșiși foarte mult, fără să-i acorzi mult, mult timp la dispoziție pentru a intra în profunzime. Așa că aspectul acesta este foarte important pentru mine atunci când îmi aleg produsele de skincare. Îmi place mult, iar dacă aveți probleme cu tenul, dacă aveți probleme cu acnea, cred că vi s-ar putea potrivi. Serul cu niacinamide este iarăși un produs de la Geek & Gorgeous pe care l-am cumpărat în urmă cu o lună de zile, cred că pe la începutul lunii februarie a intrat în rutină la mea de skincare, iar de atunci nu pot să spun că l-am folosit constant, nu l-am folosit zi de zi, însă l-am aplicat odată la câteva zile. Vreau cumva să văd dacă îi duc lipsa după o perioadă de timp, dacă simt nevoia să-l folosesc în continuare sau nu, pentru că în momentul acesta nu sunt decisă dacă să-l cumpăr din nou sau dacă să-l las un pic la o parte. O să vedem ce o să fie. Într-adevăr, are o consistență ușoară, fluidă, lichidă, ce pătrunde cu ușurință în piele. În sfârșit pot să vă povestesc despre această crema de la Synergy Therm cu SPF pe care v-am tot lăudat-o pe parcursul clipului, fără să vă arăt într-un fel sau altul. Ei bine, aceasta este. Are un ambalaj absolut superb, bombonicios, simpatic din toate punctele de vedere, însă produsul din interior este unul mult mai bun decât ambalajul, dacă pot să spun așa. Este un produs pe care l-am descoperit și pe el la sfârșitul anului trecut, începutul anului acestuia, când am avut un moment în care pur și simplu nu mai eram mulțumită de produsele pe care le foloseam, de unde și schimbarea, de unde și toate produsele noi care au apărut. Acest SPF a făcut parte dintr-o zi în care m-am dus în BBT și mi-am cumpărat mai multe produse noi pentru ten, așa că cumva a rămas rutina mea de skincare și cred că o să rămână în continuare pentru că este cel mai bun SPF pe care l-am folosit până acum. Nu costă foarte mult, are un preț accesibil, iar acesta este un mare avantaj. Ambalajul este unul măricel, aș putea să spun, nu are un gramaj imens, însă are 50 de mililitri de care vă puteți bucura într-o perioadă destul de mare de timp, l-am de vreo 2 luni și de-abia acum s-a terminat, deci cu siguranță că o să țineți ceva din el și nu o să trebuiască să-l cumpărați foarte, foarte des. Eu l-am folosit zilnic pentru că, așa cum v-am spus, SPF-ul este foarte important atât iarna cât și vara când temperaturile sunt ridicate și când soarele este mai puternic. Îmi place acest produs din multe puncte de vedere. Cred că este potrivit și ideal pentru toate tipurile de ten, asta pentru că el nu se vede ca o mască, nu este deloc albicios, nu încarcă tenul. O să fie ciudat că vă spun asta, însă nu se scămoșează în niciun fel precum o fac alte produse pe care eu le-am mai testat. Arată foarte, foarte bine și reprezintă o bază foarte bună pentru machiaj în cazul în care vă machiați frecvent, ba chiar zilnic, așa cum o fac și eu. Îmi place mult acest produs pentru că le îmbină pe toate, este hidratant, îl aplic exclusiv pe el dimineața și mă descurc foarte, foarte bine fără să mai aplic sau să mai adaug o cremă hidratantă. Îmi place mult, nu trebuie să aplicați o cantitate foarte mare, dar
niciuna foarte mică, cred că cu o cantitate suficientă de produs pentru tenul vostru v-ați putea descurca, rezistă undeva la 6 ore, după 6 ore ar trebui reaplicat, așa că în cazul în care vreți să achiziționați un SPF care este cât de cât accesibil și care face o treabă minunată, cred că acesta este pentru voi, pentru că așa cum v-am spus, cred că este cu siguranță potrivit și pentru tenul uscat, dar și pentru tenul gras. Posibil ultimul produs pentru ten din cadrul clipului de astăzi, pentru că mai apoi o să vorbim și de câteva produse pentru îngrijirea pielii și a corpului, este acest gel de curățare de la CeraVe pentru tenul uscat sau foarte uscat. Eu îl folosesc în principiu dimineața, este nelipsind din rutina mea de dimineață, asta pentru că are o formulă cremoasă, ușoară, ce nu face spumă. Curăță foarte, foarte bine, oferă un efect proaspăt, pur și simplu, un efect potrivit pentru dimineață, pentru că pur și simplu mă trezește în momentul în care îl folosesc, lasă tenul cât de cât hidratat, dar și curat, nu-l usucă sub nicio formă. Cred că textura, dar și consistența este asemănătoare loțiunii pentru ten și pentru corp, tot de la CeraVe. Îmi place mult acest produs, îl folosesc deja de mai bine de 3 ani de zile, cred că a fost primul meu gel de curățare pe care mi l-am cumpărat vreodată, așa că a rămas de atunci cu brio în rutina mea de skincare. Curăță și hidratează fără să afecteze bariera protectoare a pielii și cred că este potrivit pentru toate tipurile de ten, depinde de momentul în care îl folosești. Așa cum v-am spus, mai am aici 4 produse pe care vreau să le aduc în atenția voastră. Sunt 4 produse pentru îngrijirea corpului, având aici lângă mine 2 geluri de duș, dar și un spray pentru corp. Primul gel de duș este de la Balea, așa cum probabil mă cunoașteți, în fiecare clip de Empties vă arăt un gel de duș de la Balea. Acesta face parte din ediția limitată pentru iarnă. Sincer să fiu, nu știu dacă în momentul acesta îl mai găsiți în magazine sau nu. Asta pentru că l-am cumpărat acum o lună și jumătate, deci șansele pot scădea, însă voi puteți încerca. El arde foarte bine, îmi place consistența, este un gel de duș accesibil. Având un preț atât de mic, nu vă așteptați să hidrateze foarte bine sau să curățe foarte bine, însă este ok pentru zi cu zi, aș putea să spun, în cazul în care nu depui foarte mult efort în ziua respectivă. Mi-a plăcut mirosul și pentru acest aspect l-am și cumpărat, așa cum mă cunoașteți probabil. Următorul gel de duș este de la Avon, l-am cumpărat în preajma Crăciunului, făcând parte din gama lor limitată pentru perioada aceea sărbătorilor. Mi-a plăcut mirosul, miroase într-adevăr foarte bine a fructe de pădure, cred că l-ați mai văzut posibil aici pe YouTube, însă consistența este una cremoasă, face spumă, este tot ce ți-ai putea dori de la un gel de duș, iar eu cred că o să-mi îndrept atenția mai despre cele de la Avon, pentru că acesta chiar m-a surprins. Nu mai testasem un gel de duș sau un produs Avon de foarte, foarte mult timp și atunci am descoperit câteva produse care cumva s-au pliat pe așteptările mele, următorul produs fiind tot de la Avon, tot din aceeași gamă a sărbătorilor, a Crăciunului. Miroase exact la fel, miroase a fructe de pădure, însă acesta a fost primul spray de corp de la Avon pe care l-am testat până acum. Eu, netestând în mod frecvent produsele Avon, pot să spun că de-a lungul timpului am avut foarte, foarte puține produse de la ei, însă aș vrea să mai testez în următoarea perioadă încă câteva. Acest spray mi-a plăcut pentru că rezistă foarte bine și persistă pe piele, însă are și un miros foarte plăcut, miroase a fructe de pădure și el, iar lucrul acesta m-a convins pur și simplu. Mirosul, așa cum v-am spus, se menține pe piele ore îndelungate și mi-a plăcut să-l folosesc după duș, așa revigorant și proaspăt, pur și simplu. Acesta a fost ultimul produs din cadrul clipului de astăzi. Eu sper din tot sufletul că v-a ajutat acest clip. Cutia de Empties în momentul acesta este goală, deci o să duc toate produsele la reciclat, iar luna viitoare probabil o să ne revedem cu un nou clip de Empties, pentru că am observat că vă plac. De-a lungul timpului am filmat foarte multe, bineînțeles nu lunar, dar la o perioadă de timp tot revin aici pe canal cu un clip dedicat produselor goale, despre care am o părere mult mai amănunțită și despre care vreau să vă vorbesc un pic mai mult. Spuneți-mi în comentarii dacă v-a atras atenția vreun produs din cadrul clipului de astăzi, dacă ați testat ceva, ce părere aveți, ne ajutăm foarte, foarte mult acolo. Nu mă ajutați numai pe mine, ci ajutați și celelalte persoane care intră să citească pur și simplu comentariile. Instagramul meu este în descriere, ne putem auzi și acolo pentru că răspund mult, mult mai des. Așa că eu v-am pupat și ne revedem data viitoare cu un nou clip. Pa, pa!